Pentru azi vă propun ca exercițiu calul de șah, care este un bun pretext pentru a studia cele mai frecvent întâlnite comenzi de modelare 3D, extruziunea și revoluția. Strategia de lucru o să fie următoarea, pe o formă de revoluție, adică o formă obținută prin rotirea unui profil în jurul unei axe. Vom decupa un profil frontal obținut prin extruziune. Rezultă forma asta intermediară, pe care o vom decupa apoi și cu un profil lateral, tot prin extruziune, ceea ce va genera forma finală a căluțului. Profilele de care avem nevoie sunt acestea, A pentru revoluție, B și C pentru extruziune. O să le desenăm pe rând. În front și right, care sunt vederile semnificative pentru ce avem de făcut. În vederea frontală să începem cu profilul A, care are și porțiuni drepte și porțiuni curbe, adică vom folosi aceste două unelte. Linia. Aici întrerup pentru că trebuie să trec pe curbă, clic dreapta, curbă. Aici întrerup pentru că trebuie să obțin o frângere, cea de aici, și reiau comanda. Dacă nu ne place rezultatul, putem oricând să selectăm, apăsăm pe tasta F10, apar punctele de control pe care le repoziționăm. Cu de două ori scăpăm de punctele de control. Acum, ceea ce am obținut este profilul, dar e făcut din trei bucăți. Le selectăm și le unim cu Join. Ca să vedem mai bine ce facem. O să afișez în toate viewporturile. Comanda este Revolve, la meniu, la Surface Revolve. Profilul era deja selectat, mă întreabă care este axa de revoluție, care trebuie indicată prin două puncte oriunde pe aceeași verticală. Clic, clic. Modul Snap e activ și mă ajută să mă poziționez pe rețeaua grid. După care, următoarea întrebare este Start Angle, de unde începe revoluția. Acceptăm răspunsul implicit 0 ca să înceapă exact de pe poziția profilului, cu clic dreapta. Apoi, ultima întrebare este unghiul de revoluție, poate să facă mai mult sau mai puțin dintr-un cerc. Fiindcă vrem să facă un cerc întreg, acceptăm răspunsul implicit 360 cu clic dreapta. Iar ceea ce vedem aici este forma în cadru de sârmă. Se observă muchile și generatoare intermediare. Ca să vedem mai bine forma, o să o privim în modul X-ray. Putem să activăm aceeași comandă cu clic dreapta și aici și aici. Și fiindcă știu că vă deranjează aceste generatoare intermediare, ele se pot scoate prin selectarea obiectului de pe tabul de proprietăți. La ISO Curve Density se debifează Show ISO Curve. Bun, acum să desenăm profilul B în vedere frontală. O să desenez jumătate din el și apoi prin simetrie fac și cealaltă jumătate. Încep de undeva de pe axa de simetrie. Întrerup comanda de linie, iau comanda de curbă. Unesc cele două bucăți cu Join. Le fac simetricul cu Alt pentru copiere și clic aici pentru oglindire, minus 1. Și deplasez forma a doua
profitând de rețeaua grid. După care unește la două profile cu join. Din nou voi genera o formă tridimensională, de data asta extruziune, surface, extrude, stride. Selectez profilul și vedeți că la mine e activată opțiunea Bow Side. Dacă nu este, o activați și voi clicând aici. Pentru ca extruziunea să se petreacă în ambele părți față de profilul desenat. Iar lungimea se fixează cu click, dar să fie suficient de lungă ca să depășească forma de tăiat. Tăierea se face cu comanda trim și se face pe rând. Întâi ne întreabă care sunt obiectele tăietoare. Să începem cu M-ul, de pildă, cu forma de extruziune. Când am terminat cu obiectele tăietoare, dau Enter și pe urmă mă întreabă care sunt obiectele de tăiat. Apoi sunt ăsta. Clichez pe părțile care trebuie să dispar. Ăsta. Ăsta. Și cu ăsta. Trebuie să facem și operația inversă, trim. Obiectul tăietor este acum în forma de revoluție. Dau Enter. Obiectul de tăiat e M. Am clicat pe partea care trebuie să dispară. Și a rămas ceea ce ne interesează. E format din două bucăți. Din nou și pe ele le unesc ca să obțin un obiect unic. Asta. Join. Acum repet procedura pentru profilul lateral pe care îl desenez în right. E vorba de profilul C. Care îl extrudez. Apoi cu comanda trim selectez pe rând obiectul tăietor e ăsta, obiectul de tăiat e aici și aici. Și invers, obiectul tăietor e asta și obiectul de tăiat e asta și asta. Iar sunt mai multe bucăți acolo care trebuie unite cu join. Și acesta este căluțul de șah.